Schimbare de atitudine din partea lui Joe Biden. Liderul de la Casa Albă s-a răzgândit cu privire la întrevederea cu prințul moștenitor saudit. Președintele american a decis în cele din urmă să se deplaseze în Arabia Saudită la sfârșitul lui iunie pentru a se întâlni cu prințul, chiar dacă promisese să trateze regatul ca pe un paria. Speculațiile privind o astfel de deplasare în luna iunie au fost numeroase, dar potrivit New York Times, acum este o concluzie sigură. Președintele american a decis să meargă la Riad în această lună pentru a reface relațiile cu regatul bogat în petrol, într-un moment în care încearcă să reducă prețul benzinei în țara sa și să izoleze Rusia pe scena internațională. Acolo se va întâlni cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, supranumit MBS, lucru pe care domnul Biden a refuzat până acum să-l facă, precum și cu alți lideri ai țărilor arabe, printre care Egipt, Iordania, Irak și Emiratele Arabe Unite, adaugă cotidianul. Acesta a precizat că detaliile logistice și programul nu au fost încă confirmate, dar că vizita se va adăuga unei călătorii deja planificate pentru sfârșitul lunii iunie în Israel, în Germania pentru summitul G7 și în Spania pentru summitul NATO. Înainte de a fi ales, Joe Biden considerase că Arabia Saudită ar trebui tratată ca un stat paria din cauza asasinării jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. Odată ajuns la putere, democratul a publicat raportul serviciilor de informații americane în februarie 2021, acuzându-l pe MBS că ar fi validat crima. Washingtonul evocase atunci o recalibrare a relației cu acest partener strategic din Golf pentru a întoarce pagina marii apropieri a președinției lui Donald Trump fără a merge până la o ruptură. Anturajul lui Joe Biden a explicat că președintele va vorbi doar cu regele Salman și nu cu prințul, liderul de facto al țării și interlocutorul preferat al predecesorului său republican, Donald Trump.